Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit. Am montat polistirenul pe casă, adică pe placă. Aici am lăsat o mică porțiune liberă pentru că o să las chenarul din beton aici. Aici la fel, aici o să vin cu scândura pe aici, cred. Și aici vin pe din afară. Și acolo trebuie să mai pun eu o scândură, că nu am măsurat bine, am măsurat bine, dar trebuie să fac niște mici modificări ca să am exact porțiunea asta să fie exact cu aia. Restul nu contează. Cam jumătate de zi bună mi-a luat, până seara târziu. Acum încep să fac grinzile. O să am, de fapt am o mică problemă, o să vă și explic după aia. Polistirenul ăsta mi-a dat totul peste cap pentru că trebuia să pun de 5, că sunt la etaj și nu am mai pus de 5, am pus de 3. O să am etriere aici lăsați, aici strâns. Când am turnat betonul, stâlpul ăsta l-am turnat cu 2 cm mai sus, deștept eu. Nu știu de ce l-am turnat mai mult, că acum o să stea fierul acolo direct pe stâlp. O să dau cu niște silicat să facă priză bună, dar nu este... Este totul în limită. Deci la placa asta de sus o să am foarte multe fisuri pe fier, pentru că fierul o să fie sus. Asta e. Nu mai am ce să-i mai fac. Ori demontez toată centura și pun etrieri mai mici, lucru care nu-mi convine. Aici etrierul o să fie la jumătate de centimetru, cred, un centimetru de... Cred că nici un centimetru. De BCA. Se mai întâmplă să mai și greșești. Și greșeala asta a fost făcută așa, nu știu cum a făcut de etrieri cu 2 cm mai mari. Când mi-a trecut mie prin cap lucrul ăsta. Dar e ok. Trebuie să-i dăm de cap și la asta. Cam asta este tot pentru astăzi. Videoclipul ăsta i-a făcut mai mult să vă salut. Da. Chiar, vă salut și vă mulțumesc de vizionare.